Hristos a înviat! Este noapte de înviere! Lumânările pe care le ținem acum în mâine au transformat întunericul în văpăi de lumină, așezate pe chipurile noastre. O noapte plină de lumină, dacă ne uităm în stânga sau în dreapta noastră, vedem doar fețe luminate și luminoase, doar ochi scânteind limpezime, frumusețe și bucurie, doar mâini care se strădui să aibă grijă de lumină, adică dorința de a nu pierde niciodată lumina. Învierea devine pentru noi limpezimea, frumusețea și lumina fețelor noastre. Un chip luminos și bucuros este ca o zi de primăvară după o iarnă grea și întunecată. Prin urmare, așa arătăm noi în noaptea sfântă de înviere. Fețe luminate, ochi luminați, mâini luminate, chiar dacă suntem împresurați de desișul nopții. Aceasta este minunea pe care o trăim an de an, și care poate deveni bucuria noastră de zi cu zi dacă îl primim pe Hristos cel înviat în ființa noastră și cum se poate întâmpla acest lucru. Iubiți credincioși, aș vrea să vă spun o poveste adevărată. În ziua din Duminica Învierii, doi ucenici ai Domnului, Luca și Cleopa, călătoreau înspre un sat al cărui nume era Emaus și care se afla la câțiva kilometri de Ierusalim. Probabil se întorceau acasă, nu știm sigur. Ceea ce știm cu certitudine este că din păcate erau triști. Purtau în inima lor tragedia răstignirii lui Hristos din vinerea mare. Erau convinși că totul s-a terminat odată cu răutatea oamenilor care au crezut că îl pot omorâ pe Dumnezeu. Crucea era pentru ei realitatea care le-a zădărnicit toate speranțele. Părea că învățătorul lor nu s-a ținut de promisiunea că va învia a treia zi din morți. Suferința crucii era mult prea puternică, prea apăsătoare ca să mai creadă în biruința morții prin înviere. De aceea, în drumul lor spre Maus, povesteau despre cele întâmplate în Ierusalim zilele trecute. Privirile lor dansau în pulberea pământului, frunțile le erau îngândurate, iar inimile se hrăneau cu pâinea amară a tristeții și a nedumeririi. La un moment dat, în toată dezamăgirea și tristețea lor, se apropie de ei pe neașteptate un străin, care devine instantaneu companionul lor de drum străinul era Hristos, însă aceștia nu îl recunosc. Aici nu este vorba despre uitare sau ignoranță, ci de faptul că însuși Hristos străinul făcea ca ei să nu l poată identifica, chiar dacă arăta ca înainte. De ce? Pentru că Hristos voia să fie recunoscut în altceva, nu în cuvântul pe care îl împărtășea. Apoi, străinul intră în vorbă cu ei, le pune o întrebare, care am spune noi a picat ca nu cam în perete. Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați unul cu altul în drumul vostru? Altfel spus, de ce vă pierdeți vremea discutând asemenea lucruri? Cleopa, puțin mai îndrăzneț, răspunde cu indignare și uimire, tot printr-o întrebare. Tu ești singurul străin de tot ce s-a întâmplat cumplit în zilele acestea în Ierusalim? Tu ești singurul neinformat de faptul că Iisus Nazarineanul care era proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor a fost o la moarte și l-au răstignit arhierei și mai mari noștri? Ba mai mult decât atât, femeile mironosiți au mers la mormântul unde a fost îngropat Iisus și l-au găsit gol. Deci orice speranță legată de învățătorul nostru mi se pare spulberată. Străinul, auzind aceste cuvinte, le reproșează celor doi grăindu-le astfel – o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inimă, ca să credeți toate că te-au sus prorocii! Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava sa? Și-a început să retâlcuiască toate textele din Scriptură care se referau la el, că va suferi, că va fi răstignit și că a treia zi va învia. Ucenicilor le plăcea cum le vorbește acest companion. Timpul Atricut repede și-au ajuns spre seară în satul Emaus. Străinul este invitat la cină. Luca și Cleopa au dorit ca cel care le-a vorbit așa de frumos, încât a reușit să aprindă inimile lor de viață și cunoaștere, să poposească în casa lor și să cineze. Fapt care s-a și întâmplat. Ospitalitatea lor este răsplătită cu ceva la care nici măcar nu se gândeau. Așa este Dumnezeu. Dăruiește omului mult mai mult decât se așteaptă și crede că ar merita. Toți sunt așezați la masă, străinul ia pâinea, o binecuvintează, o frânge și o dă ucenicilor Luca și Cleopa. În acest moment se întâmplă ceva extraordinar. Concomitent cu frângerea pâinii, ei îl recunosc pe Hristos, care se face nevăzut. Abia acum și-au dat seama că străinul care i-a însoțit tot drumul nu a fost altcineva decât Hristos cel răstignit și viață. Iubiții mei fi sufletești, ucenicii Luca și Cleopa, doar prin frângerea pâinii, prin sfânta împărtășanie, au primit certitudinea învierii. Tristețea și nedumerirea lor au fost transformate în arderea inimii, care nu este altceva decât lumina și căldura bucuriei. Le-a înviat mai întâi inima și apoi le-a dăruit o minte în stare de a-L recunoaște că El este Cel înviat au priceput că atunci când Hristos a devenit nevăzut, atunci când a dispărut, au primit harul de a-L vedea și mai bine. Cu alte cuvinte, au fost hărăziți cu o vedere interioară, care este capabilă să se sizeze în chip limpede și lămurit cele nevăzute. Sfânta împărtășanie ne dă puterea ca să înviem cu adevărat, ori de câte ori suntem răpuși de arșița tristeților, de povara singurătății, o travă urii sau de frica nesiguranței. Sfântul Efrem Sirul ne spune, când ochii ucenicilor erau închiși încă, pâinea a fost cheia prin care li s-au deschis ochii și au cunoscut pe cel tot puternic. Ochii întunecați au văzut vedenie de bucurie și s-au umplut dintr-o dată de fericire. Prea iubiții mei, lumea modernă și contemporană vrea să ne convingă tot mai mult că doar ceea ce se vede este esențial și vrenic de luat în seamă. Ne comportăm exact ca în acea poveste reală intitulată sugestiv Intuiția, Învățătorul și Dumnezeu pentru care un profesor, Gheorghe Zanfiroiu a fost pedepsit cu 5 ani de închisoare în perioada comunistă. Despre ce este vorba? La ora de intuiție, într-o școală din cartierul bucureștean Balta Albă, venise prin 1949, în inspecție, un tovarăș care a ținut cu tot din adinsul să le explice copiilor cum e cu intuiția. Copii, puteți atinge banca? O vedeți? Ea este? Copiii în cor, este? La care inspectorul napoteoza lui materialist dialectică plusează dar pe Dumnezeu îl puteți atinge, îl vedeți? copii, mai șovăitori. Nu. Deci, conchide decis inspectorul Dumnezeu, nu este. La care învățătorul se simți dator să intervină. Copii, voi îl vedeți pe tovarășul inspector? Toți copiii, da. Vine o nouă întrebare. Îl puteți atinge? Răspunsul curge de la sine. Da, și concluzia intuiției. Copii, deci tovarășul inspector, este. Este, au răspuns copiii în cor. Inspectorul era pe deplin satisfăcut, aprobând reluarea teoriei sale. Dar, copii, revine învățătorul, puteți vedea și pipăi mintea tovarășului inspector? Copiii răspundă sigur pe ei și pe dialectica întâmplării. Nu, în fața unui tovarăș care încă nu a apucase să șteargă de pe față zâmbetul materialist, pipăibil și satisfăcut. Ea este, sfârșește învățătorul, nu este, răspund copiii, deciși și fericiți că în acea oră înțeleseseră cum e cu intuiția. Tâlcul acestei povești este că tot ceea ce nu se vede este mult mai important decât ceea ce se vede. Atât Dumnezeu, cât și mintea sau sufletul omului nu se văd, însă sunt esențiale pentru viața noastră. Atunci când facem abstracție de dimensiunea spirituală a vieții noastre și o exilăm, devenim niște mormane de carne, în stare să ne comportăm ca niște monștri cu semenii noștri. Avem la îndemână două exemple concrete ale experienței istorice care ne lămuresc cu privire la izgonirea lui Dumnezeu și a dimensiunii spiritualului din societate, nazismul și comunismul. Amândouă nenorocire ale secolului al XX-lea l-au transformat pe om într-o fiară pentru omul de lângă el. În comunism, cine voia să fie înger, ajungea fiară. Iar în nazism, cine își propunea să ajungă un animal de pradă, reușea asta prea bine, ne avertizează unul dintre intelectualii francezi. Astăzi trăim vremurile unui alt fel de totalitarism, mai subtil decât celelalte, dar cu o forță similară de impunere. Este totalitarismul progresiștilor care aruncă la coșul de gunoi al istoriei valorile supreme tradiționale, credință, familie și cultură conectată la trecut și actualizată fidel cu ceea ce conferă demnitate, stabilitate, nu relativism moral și fluiditate biologică. Sub masca falsă a toleranței și a respectării diversității se instaurează lupta drepturilor de grup în defavoarea drepturilor naturale ale persoanei umane. Prin urmare, totalitarismul actual este mai cumplit și mai groaznic pe termen lung decât totalitarismele secolului al XX-lea pentru că îl subjugă pe om pieței nesăbuite a dorințelor trupului, încarcerându-l în material, fără să aibă perspectiva, credinței, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, ca vedere și încredințare a lucrurilor nevăzute. Este o încercare de reconfigurare unei noi umanități înstrăinate de Dumnezeu. Uneori nici nu ne dăm seama cum ne distruge, grațios și tolerant, este ca șarpele care își calculează cu precizie mușcătura fatală. De aceea chipul lumii de astăzi este marcat de mediocritate, ca uzurpare a meritocrației, de prostie ca ticăloșie inteligentă, de calomnie ca invenție credibilă, de intoleranță ca patologia diversității, de plăcerile păcătoase ca însușiri nobile ale omului de plin și viu, de minciună ca narcisism destructiv al destinelor celorlalți, de bădărănie ca sinceritate păcătoasă și fudulă și de discreditarea credinței ca bucurie și autenticitatea interiorității omului. Având în minte toate acestea, putem afirma cu certitudine că experiența de la Imaus, adică împărtășirea cu Hristos, și trăirea adevărului că cele nevăzute sunt infinit mai esențiale decât cele materiale, sau că cele din urmă, cele vizibile, își capăt adevărata valoare doar luminate de cele nevăzute, este unica salvare de la tristețile și nedumeririle lumii de astăzi. Doare mausul liturgiei poate schimba inimile noastre în lumină, bucurie și liniște de la Dumnezeu. Pentru că. Ne spune părintele arhimandrit Emilian petritul, liturgia este singura fereastră prin care putem să vedem cerul și Doamne câtă nevoie avem de cer pentru a scăpa de iadul păcatelor fie vă sărbătorile luminoase pașnice și pline de adevărul salutului pascal Hristos a înviat, al vostru părinte și prieten de tot binele voitor și fierbinte rugător